Vă invit să deschidem Cuvântul Domnului și să citim din epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, primele 16 versete. Un pasaj biblic cunoscut, un pasaj pe care l-am citit în Biserica Emanuel, ultima dată, în luna ianuarie 2013. Au trecut 10 ani și jumătate. Să ascultăm acest cuvânt. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum mi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se îmbelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se îmbelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firia că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca îmbelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei, nici și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Pasajul acesta pe care l-am lecturat e un pasaj care aduce în atenția noastră o problemă sensibilă care are un substrat spiritual însemnat și care reglementează felul în care un bărbat este chemat să se roage lui Dumnezeu în adunarea bisericii lui Dumnezeu și felul în care o femeie este chemată să se roage lui Dumnezeu în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Pasajul acesta biblic reglementează trei probleme distincte. În primul rând, ne vorbește despre dreptul femeilor, dreptul de a participa activ la adunările Bisericii, de a sluji lui Dumnezeu în adunările Bisericii, lucru care pentru vremea aceea era o mare noutate. Apoi, cuvântul ne vorbește despre atitudinea pe care bărbații trebuie să o aibă la închinare în raport cu vestimentația lor și, în mod deosebit, că trebuie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit. În ce privește femeile credincioase, cuvântul acesta ne vorbește despre faptul că femeia creștină este chemată la închinare să se roage lui Dumnezeu având capul acoperit. Acest pasaj biblic este un pasaj care comportă o anumită notă de nepopularitate. Uh, trebuie să ne uităm la acest cuvânt ca la un cuvânt pe care l-a inspirat Duhul Sfânt. Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu, este dată prin Duhul Sfânt. Acest cuvânt pe care l-am lecturat este din același izvor din care sunt date și celelalte cuvinte care ne umple inima de bucurie, de speranță, pe care când le citim, ne zidim, ne bucurăm că sunt în Biblie, la fel să ne bucurăm și de acele cuvinte care ni se par greu de înțeles și greu de aplicat, deși n-ar trebui să fie nici greu de înțeles și nici greu de trăit. Complexitatea acestui pasaj este reflectată și e atitudinea de diversele interpretări, de poziția bisericilor din zilele noastre. Multiple abordări găsim în zilele noastre cu privire la acest pasaj. În unele comunități, acest text biblic este efectiv ignorat, trecut cu vederea, neluat în seamă, socotindu-se că felul în care se raportează creștinii la acest pasaj depinde de cugetul fiecăruia, de alegerea fiecăruia. În alte biserici, în alte comunități, practica acoperirii capului la femeia creștină, a descoperirii capului la rugăciunea bărbatului creștin, se consideră a fi o particularitate culturală, specifică secolului I, zonei Corint, lipsită de relevanță pentru noi, cei care trăim în anul 2023 în Sibiu, în România. Alte, uh, alți credincioși consideră că acest text biblic se aplică doar oamenilor căsătoriți, femeii căsătorite în mod particular. Femeia măritată este datoare să se roage lui Dumnezeu cu capul acoperit, cu privire la cea necăsătorită, nu există nicio rânduială în această privință. Sunt zone în țară, comunități în lume, în care acest pasaj biblic este înțeles, este practicat așa. Uh, alții au o interpretare, uh, în esență, legalistă, uh, impun practic aceasta, acoperirii capului tuturor vârstelor, în orice loc, în orice circunstanță, zi și noapte, spunând că femeia trebuie să se roage neîncetat, că îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți pretutindeni, ba chiar se acordă o întreagă simbolistică și felul în care este ales vălul legat, cum să fie legat, cu câte noduri și ce să reprezinte cele trei, o întreagă teologie simbolică în această chestiune. Desigur că asemenea abordări nu se potrivesc cu o abordare decentă și în spiritul interpretării sănătoase. Sunt interpretări de extrem. Cum ne vom apropia de acest text biblic? Ce să înțelegem din pasajul acesta? Aș vrea să vă îndemn să nu ne socotim mai înțelepți decât Apostolul Pavel și să socotim că problema nu este relevantă pot simți la creștinii contemporani acest iz de ușor deranj, disconfort, iată o temă lipsită de relevanță. Să nu vă socotiți mai înțelepți ca Apostolul Pavel, ca Duhul lui Dumnezeu, care a ales din epistola către Corinteni să pună parte 16 versete în care să fie tratată această problemă. Dacă dumneavoastră credeți că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, atunci trebuie să acceptați că și acest text face parte din scriptură și are ceva să ne învețe. Nu ne vom apropia de pasajul acesta cu perspectivă liberală, libertină, dar nici cu una legalistă, ci, a zice, cu o perspectivă sănătoasă, obiectivă, decentă, care va avea la bază argumente biblice, sigur, argumente din tradiția creștină timpurie și judecata sănătoasă. Vorba apostolului Pavel, nu vă învață chiar și firia, și aici o citim, nu vă învață chiar și bunul simț, va trebui și în lumina simțului sănătos, bun, să judecăm aceste lucruri. Uh, trebuie să facem o precizare, uh, dacă cineva vizitează Biserica Emanuel în această dimineață, sunteți împreună cu noi, ne bucurăm, în Biserica Emanuel avem această rânduială, femeile credincioase să poarte capul acoperit când vin la biserică. Uh, obiceiul acesta este și în bisericile ortodoxe. Asta sunteți, dacă vistați biserica, sunteți în biserica ortodoxă, știți, că și în biserica ortodoxă este acest obicei, așa că n-ar trebui să fie o noutate pentru dumneavoastră. dar ar trebui să fie deloc o noutate. Și în bisericile catolice se practică acest obicei. Uh, mai pe la noi, la neo-protestanța a început să fie cam uitat uh, în unele locuri, și de aceea zice că din când în când este nevoie să revenim asupra acestor teme biblice. Spuneam când am citit textul că pe tema aceasta am vorbit, dacă nu mă înșel, 13 ianuarie 2013. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre cei care sunteți prezenți acum la slujbă? Uh, v-ați alăturat Bisericii Emanuel prin botez sau prin transfer, v-ați botezat de atunci încoace. Mâna sus, vă mă rog. Câți, Câți sunteți? Da? Puh, foarte multă lume. Aș putea să spun că mai bine de 40% dintre cei care ați ridicat mâna nu erați atunci aici. Nici n-am întrebat dacă unii ați lipsit atunci dintre cei care erați botezați. E nevoie să ne aducem aminte de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Trei lucruri distincte vom avea în atenție. În primul rând, vom vorbi despre contextul de viață al Bisericii din Corint și teza, învățătura centrală pe care Pavel o dă Bisericii prin acest pasaj biblic. Apoi, va trebui să argumentăm această teză și să răspundem la întrebarea de ce Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, cere credincioșilor. Să aibă capul acoperit când se roagă sau prorocește, femei credincioase în mod particular. Și, în ultimul rând, vom aborda câteva interpretări distorsionate, greșite, ale acestui pasaj biblic. Și, în final, sigur, o concluzie pentru noi, familiile noastre, pentru comunitatea noastră. Începem prin a sublinia contextul de viață în care s-a găsit Biserica din Corint. După cum știți, Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu să ducă Evanghelia între neamuri. Cu Evanghelia a ajuns și în Corint. În urma propovăduirii s-au format biserici, s-au format comunități. Mesajul pe care Apostolul Pavel, mesajul Evangheliei propovăduit de Apostolului Domnului nostru, a fost un mesaj revoluționar. Noi suntem prea obișnuiți cu mesajul acesta, atât de obișnuiți încât pierdem, ne scapă dimensiunea revoluționară a acestui mesaj. Un exemplu. Într-o lume în care sclavii erau considerați bunuri, nu ființe, bunuri, argintul tău dispunea de viață și de moarte, dacă doreai de viața unui sclav. În lumea aceea, în cultura aceea, Apostolul Pavel a spus că stăpânii sclavilor și sclavii creștini sunt frați. Sunt frați. Asta a fost o afirmație revoluționară. În ce privește tema noastră, Apostolul Pavel a învățat că în Hristos, bărbatul și femeia, între bărbat și femeie nu există distinție. În Hristos. Sigur că în familie, în societate, în biserică, în relațiile sociale există distinții. Dar în ce privește identitatea de copil al lui Dumnezeu, nu sunt distinții. Suntem una în Hristos. Urmare a acestui principiu, Apostolul Pavel a învățat că femeile creștine au libertatea să vină la adunările bisericii în locurile în care se întâlnesc și bărbații. În iudaism acest lucru nu se putea. Erau spații în care ele stăteau, dar nu chiar acolo unde erau bărbații. Ce să mai vorbim de celelalte religii din spațiul greco-roman, bărbaților li se acorda cu prioritate întâietate la aceste întâlniri. Erau religii rezervate doar pentru bărbați, cum a fost, spre exemplu, mitraismul. În Moscheea musulmană, nici astăzi femeile nu merg. Bărbații. Ei, Pavel a spus: La adunările creștine pot veni și surorile. Și nu doar o prezență tăcută, acolo pot să se roage. Acolo, dacă le dă Dumnezeu daruri, pot să prorocească. Deci, asta a fost ceva cu totul nou. Un mesaj care a adus o transformare, o schimbare. Sigur că Apostolul Pavel pune și limite. El spune că femeia creștină nu e chemată să predice, să dea învățătură în biserică, dar pe această temă a vorbit mai pe larg în alte locuri. Acest mesaj revoluționar, care crea schimbări, a fost interpretat de femeile din Corint, de surorile de credință din Corint într-un mod greșit. Unele dintre ele au luat-o înainte și s-au socotit tot una cu bărbații. Se întâmpla ca pe drum spre locul de întâlnire a bisericii să vină cu capul acoperit. De ce cu capul acoperit? Din pricina unor convenții sociale, culturale, și la greci, și la romani, nu mai vorbim de evrei, era cu totul nepotrivit și indecent ca o femeie măritată să iasă din casă cu capul dezbelit se înțelegea uneori ca și cum ai zice, mi-am trădat bărbatul. Era socotită o lipsă de considerație și de fidelitate față de lecământul căsniciei. În contextul acesta, Hilel, unul dintre rabinii evrei, a zis că de femeia care iese din casă cu capul dezvelit, poți divorța. Deci, asta, asta a fost contextul. În acest context, femeia creștină din Corint, care cândva poate a fost membră în sinagogă, a ieșit din casă cu capul acoperit. Și când a intrat în biserică și l-a descoperit, spunând, noi suntem una cu bărbații. Și acolo s-a rupt ceva. Apostolul Pavel, mâna de Duhul lui Dumnezeu, pune rânduială. E călăuzit de Dumnezeu să arate că în biserica lui Dumnezeu, Există o distinție între bărbați și femei, că Dumnezeu a hotărât o rânduială și pentru unul și pentru celălalt și că în credința creștină, în timpul rugăciunii, femeia creștină trebuie să aibă capul acoperit. Teza Paulină este că Uh, o femeie creștină trebuie să practice normativ acoperirea capului, și, în cazul bărbatului, descoperire, în timpul rugăciunii și a prorociei, în cadrul serviciilor divine, la închinarea bisericii. Uh, tot, tot, a, acest principiu este un principiu foarte, foarte important la Apostolul Pavel. Uh, vă rog să observăm și acum ne întoarcem la text. În versetul 2, Apostolul Pavel spune. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile cum vi le-am dat. Deci apostolul Pavel apreciază credincioșii acestei biserici. Versetul 3 arată că acolo a fost o problemă. Dar voi țineți învățăturile pe care vi le-am dat, dar aveți o problemă cu una dintre aceste învățături. Și acum hai să vedem care e. Asta a fost uh, introducerea lui Pavel. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Că apoi în versetul 4 și 5, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său, din potrivă orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă, tunsă, chiliuc, adică. Aici sunt făcute două afirmații mari. Bărbatul creștin trebuie să se roage și să prorocească cu capul descoperit, adică fără căciulă, fără pălărie, fără șapcă, cu capul descoperit, iar femeia creștină trebuie să se roage și să prorocească cu capul acoperit. Acoperit cu batic, cu șal, cu vâl, acoperit, nu cu păr lung, ci peste părul lung să aibă ceva așezat. Asta este teza Apostolului Pavel. Ne rămâne aici să răspundem la o întrebare. Ce înțelege Apostolul Pavel prin cuvântul cap? Se referă oare la sens metaforic, cap cu sensul de autoritate care este peste tine, sau parte anatomică a corpului, a trupului? Dacă citim cu atenție, vom observa că cele două sensuri se împletesc. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. E limpede că aici este sens metaforic. Că bărbatul este capul nevestei. A femeii. Deci bărbatul este capul femei. Cum să înțelegem? Că bărbatul, capul femei este bărbat? Adică de aici în sus femeia este bărbat? Da. Nu, e sens metaforic. E vorba de autoritate. Pe de altă parte, versetul 4, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Când se zice cap acoperit, să înțelege metaforic, dacă înțelege metaforic, capul, în sens metaforic, al bărbatului este Hristos. Și atunci, cum am putea noi să-L acoperim pe Hristos? În același timp aici găsim și sensul metaforic. Își necinstește capul său. În traducerea pe care o lecturăm, scris acolo cu majusculă, capul său face trimitere la Hristos. În ce o privește pe femeie, cuvântul spune, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Și un argument, că aici în acest text, cuvântul cap înseamnă și autoritate, dar și parte anatomică a corpului, avem versetul 6. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Să presupunem că e vorba de capul ei, bărbatul. Deci dacă femeia nu și învelește bărbatul, atunci să îl tundă pe bărbat. Și Ci ciudat ar fi concluzia? E clar că înțelesul e cap cu sens de parte anatomică. Nu? Lămurind situația aceasta, haidem să mergem în al doilea rând la uh, miezul cuvântului nostru. De ce trebuie ca femeia să aibă capul acoperit când se roagă sau prorocește? Care este rațiunea pentru care apostolul Pavel sublinează acest gând? Congăduința dumneavoastră, mă bucur că am atenția dumneavoastră, sper să am și simpatia dumneavoastră, nu am atenția dumneavoastră, că mi s-a întâmplat să am uneori atenția oamenilor, dar nu și simpatia lor. Da, totuși mm. eu sunt în biserică acum, preună cu dumneavoastră, oameni temători de Dumnezeu. Mm. Uh, șase argumente așezate în acest text... Care arată de ce femeia creștină trebuie să aibă capul acoperit când se roagă sau când manifestă darurile Duhului Prorocind. Ce e ciudat în acest pasaj biblic, și a fost observat de teologii care l-au cercetat, este, cum să zic, mulțimea și dimensiunea argumentelor. Unii au zis că este inflație de argumente. Și unii au mers până acolo încât au spus modul în care Pavel argumentează ar putea fi comparat cu un tir de artilerie. Imaginați-vă un tun încărcat și cu tunul ochești o muscă și tragi cu tunul după muște. Cam așa au zis unii că este proporția între dimensiunea argumentelor și problema discutată. Dimensiunea argumentelor au înțeles-o, dar implicația problemei se pare că n-au înțeles-o. Uh, nu se face aici uh, risipă de argumente, ci, din potrivă, natura sensibilă a problemei și implicațiile pe termen lung a acestei probleme uh, au fost avute în vedere. Primul argument este desprins din versetul 3 și versetul 6. Vă uh, mă rog să rămână aceste texte proiectate. Este vorba de principiul autorității bărbatului în raport cu femeia. Apostolul Pavel spune așa, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În temeiul acestui cuvânt, Dumnezeu a așezat ordine în creație, în ce privește relația lui Dumnezeu cu oamenii și a oamenilor în rândul societăților, Dumnezeu a pus acest principiu. Dumnezeu, autoritate supremă, este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Este scris în Biblie. Acesta este cuvânt din scriptură. Această ierarhie nu are în vedere valoarea, importanța celor prinși în ea, ci mai degrabă este vorba de o structură de autoritate și asumarea și delegarea unor responsabilități. În ce privește așezarea femeii în raport de supunere, de recunoaștere a autorității față de bărbat, întrebarea care se pune este de unde vine acest statut? Care e rădăcina acestui statut? În pasajul nostru, Apostolul Pavel spune că statutul acesta se înrădăcinează în însăși actul creației. Întâi a fost întocmit Adam, apoi Eva, deci ordinea în creație. Apoi, originea femeii. Femeia a fost luată din bărbat și nu bărbatul din femeie. Deci, noi citim acum pe Biblie. Apoi, scopul cu care a fost creat bărbatul și femeia, Pavel spune în versetul 9 al textului nostru, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Și apoi mai e un text, un, în altă parte, care vorbește de ordinea împăcătuire. Femeia a fost amăgită întâi de cel rău când a mâncat din pomul cunoștinței binului și răului și l-a condus și pe bărbat în această neascultare. Ei, astea sunt argumente, argumente care pavele pune în acest text biblic, frații mei. Eu mă tem de Dumnezeu și am mare considerație față de Sfânta Scriptură. Mi-e teamă de Dumnezeu să-i stricăm înțelesul. Iar dacă vi se pare așa că sună straniu la urechi ce auziți că vă spun, atunci se înseamnă că nu ați născut timpul Biblia. Straniu pentru secularismul contemporan, da. Straniu pentru societatea aceasta care a luat-o razna, da. Straniu pentru societatea frământată și modelată, mai ales pentru cea mai tânără parte a societății, de ideologia gender, da. De mișcarea feministă, da. Eu știu astea. Da, dar noi astăzi citim din Biblie. Și pe temeiul ei vorbim. Că doar pe păzirea acestui cuvânt, pe ascultarea de acest cuvânt, de mesajul pus de Dumnezeu în acest cuvânt, primim mântuirea. Asta este cartea pe care trebuie să o urmăm și nu ideologiile contemporane, moderne. Dumnezeu să ne ajute. Ei, revenind, după căderea în păcat, Dumnezeu a luat o decizie. În decizia sa a spus Geneza 3 cu 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Vă rog frumos să observați un principiu. Când Domnul Dumnezeu a dat un decret, lângă decretul acela, adeseori Dumnezeu a așezat și un simbol. A dat un decret, lângă care a pus un simbol simbolul acela urma să aducă aminte oamenilor de substanța decretului divin. Decretul divin era o poruncă, o poruncă novezi. E un concept, e un mesaj, e o rânduială. Dar lângă porunca, lângă decretul acesta, Dumnezeu pune și un simbol, un semn care să aducă aminte oamenilor de decretul divin. Amintiți-vă când Dumnezeu a dus peste pământ potop, după ce Noie a ieșit din corabie, Dumnezeu a făcut legământ cu Noie și printre altele Dumnezeu a făcut o promisiune. Nu voi mai nimici pământul cu apă. Și ca semn, Dumnezeu a invocat un simbol. Care a fost simbolul? După fiecare ploaie se arată curcubeu. Iar această arătare, această prezență Că oamenii ne erau obișnuiți în vremea de înainte de potop cu ploaia. Și acum când o vedeau că vine, zicea, iară potop. Și doamna a zis, nu, o să vedeți curcubeu. Deci, decretul însoțit de un simbol. Să luăm un alt exemplu. Dumnezeu a făcut cu poporul Israel legământul mozaic. Chiar înainte de asta a fost anticipat acest legământ prin Avram. Semn al legământului a fost Așezată practica tăierii împrejur. Evreul acela, care recunoștea pe Dumnezeu și care intra în legământ cu Dumnezeu, trebuia să reprezinte ascultarea sa și prin respectarea acestui simbol: tăierea împrejur. Dacă mergem mai încoace către noi, Domnul Isus a așezat legământul cel nou, făcut în sângele Său. Și ne-a vorbit explicit și despre un simbol vizibil, palpabil, care va vorbi peste viacuri de realitatea acestui legământ. Care semnă? Cina Domnului. Acesta este paharul legământului cel nou, făcut în sângele meu, a spus Domnul Isus. observați, vă rog, această pereche, decret, simbol, decret, reprezentare simbolică. În ce privește problema aceasta foarte profundă? Bărbatul este așezat să fie cap al familiei sale, cap al femeii, femeia este așezată sub autoritatea bărbatului, este ordinea lui Dumnezeu în creația sa, simbolul. Bărbatul să aibă capul descoperit, femeia să aibă capul acoperit. Asta e logica acestui text. Acum se ridică aici o întrebare. Oare e normativ, e obligatoriu să respecti și la nivel de simbol sau e suficient la simbol de decret? Dacă ascult de porunca lui Dumnezeu doar la nivel de decret și nu neapărat la nivel de simbol, nu mă primește Dumnezeu și așa, haideți să judecăm lucrurile două exemple din Noul Testament, altele decât acesta care este în discuție. Problema tăierii în prejur. De bună seamă că recunoașterea lui Dumnezeu, recunoașterea Decalogului, a legii lui Dumnezeu, păzirea poruncilor lui Dumnezeu era fundamentală. Și cineva ar fi putut să spună chestia cu tăierea în prejur este un simplu act fizic, te zgâri în carne, te tai acolo. Da, nu vreau să intru în detalii, da, mai citiți. Cineva a zis că așa împrejur. Zis, nu chiar așa. Da. No. Ce, ce e așa de relevant chestia asta? E suficient să recunoști pe Dumnezeu și să te rogi lui și în rest sănătate bună tăierea împrejur. Că în ochii lui Dumnezeu recunoașterea decretului și a simbolului sunt la fel de importante Aduți-ți vă dumneavoastră aminte de întâmplarea cu Moise. Era căsătorit, Dumnezeu l-a chemat să meargă în uh, Egipt, să scoată pe Israel din Egipt, în călătorie și-a luat soția și cei doi copii. Și pe drum i-a întâlnit un înger al lui Dumnezeu, care s-a luat de Moise și a vrut să-l omoare pe Moise. Nu vi se pare ciudat? că bărbatul acesta e chemat de Dumnezeu, trimis cu o misiune să fie liberator pentru poporul din sclavie și, pe drum, în înger al lui Dumnezeu vrea să-l omoare. De ce? Nevastă se fora știa bine de ce. Repede a intervenit, a luat o piatră tăioasă de la marginea drumului, de unde eu fi fost, și rapid a împlinit porunca și în simbol. Eu a pe cei doi băieți și o tăiat împrejur pe amândoi în regim de urgență. Și atunci Dumnezeu l-a lăsat în pace. Vezi? Tu vei spune ca femeie, dar eu recunosc, bărbatul e capul meu, nu mă bate, nu-mi trebuie la biserică. Și cu simbolul ce face? Deci aici e logica. Cina Domnului, un exemplu nou testamentar, în Evanghelia după Ioan se spune că trebuie să mâncăm și să bem sângele Domnului. E limpede că nu-i vorba aici de literă, carne și sânge. E vorba de împărtășirea noastră spirituală, prin credință, unirea noastră cu Hristos, cu moartea Lui, în credință. Dar vă întreb, cina Domnului este relevantă? Sau e suficient să te împărtășești din Hristos la nivelul credinței fără să mai ai cina Domnului? simbolul cina e relevant? E. Cina putea să spună, nu vreau, nu mă interesează cina. Scrie în Biblie. Toate bisericile iau cina. Cu toții au recunoscut că și decretul și simbolul sunt normative. Păi asta e logica acestui text. Multă lume întreabă, dar de ce trebuie să am capul acoperit? Din cauza acestei perechi, decret, simbol, pe fond, decretul vorbind despre cum a organizat Dumnezeu lumea de după căderea în păcat. Bărbatul este chemat să fie cap al familiei, al nevestei și soția să-l urmeze. În textul nostru, pe lângă aceasta, mai e ceva. În versetul 6, ni se spune ceva foarte interesant. Vântul spune așa: Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă să se învelească. De ce oare era considerat rușinos pentru o femeie să fie tunsă? Adică să aibă părul scurt. Ori rasă, adică tunsă chel. Observați în lumina acestui text biblic, nu? eu m-am obișnuit din vechea aranjarea sălii să fie aci, nu știu cum mă măsui în sus într-o zi. <laughs> Dar uitați-vă bine. Dacă o femeie nu se învelește să se tunde, iar dacă este rușine pentru o femeie, acolo construcția grecească ar fi cam așa să ar tăuce. Și dacă este rușine pentru o femeie și într-adevăr este rușine, întrebarea este de ce? însă sau rasă? Că în vremea noastră nu mai e rușine. E rușine să vezi o femeie, poate dacă ar fi chel așa, ne uitau un pic ciopății, doamne. Nu nici nu vreau să-mi imaginez. Asta e un pic rușine. Da, așa, tu în spărul, la nivelul umerilor, nu, tu în soară, așa mai băiețească, nu mai e rușine. De ce oare? Ce are Apostolul Pavel aici în vedere? Ei, au venit unii care au spus, asta este o chestiune de cultură și de context pe o situație specifică. Acolo, la templele păgâne, mai ales la cel al veste, erau preotese, care își reprezentau apartenența la cultul zeității prin faptul că erau tunse chele, erau niște curtezane de templu. Și acum, din rândul acelor femei, s-au încreștinat și au venit la biserică. Și atunci le-au văzut oamenii intrând în biserică chel. Și a zis, mă, păi între templu de acolo și biserica asta de aici, taia. Uite cum intră și cum ies. Și atunci, până să le crească părul, a venit această cerință. Capul acoperit, până vă crește părul, ca să nu râdă lumea de noi și să zică și la ei îi ca la templu. Această interpretare, pe lângă faptul că are în o logică, are și o problemă serioasă. Nu se confirmă la cercetare istorică. Vestalele nu sunt un diauchel, stați în Nu. Pe de altă parte, uh... Dacă ne uităm cu atenție în particularitățile, la particularitățile culturale ale vremii, spre exemplu, Tacitus, un scriitor roman, spune că era o practică la romani. În familia unui roman, dacă nevasta era prinsă comițând adulter, se descoperea că a vârșit adulter, bărbatul se despărțea de ea. Iar procesiunea de divorț, sau procedura asta de divorț, presupunea și o chestie urâtă. Era dezbrăcată, pielea goală, tunsă, chel și gonită. Era urât. Vă închipuiți stigmatul social, masiv, care era așezat asupra acestei femei, să se ducă unde știe. La taică sau la frate sau unde vrea, la bărbatul ăla cu care a înșelat, dar la mine nu mai stă asta e pe fond. Aristofan mai aduce ceva în atenție. Mama grecoaică era chemată să aibă grijă de casă, să aibă grijă de copii. Responsabilitățile în vremea respectivă erau mai mari decât sunt în familia contemporană. Și dacă se întâmpla ca pruncii, copiii, să facă rușine în comunitate, să nu fie copii buni, ascultători, să facă ceva ce să atragă rușine asupra tatălui, asupra casei, asupra neamului. Mama purta pediapsa. Și cum? Era tunsă el? Practic, vorbim aici de eșec în statutul de soție și în statutul de mamă. Reprezentat prin această pediapsă rușinoasă, tuns dacă e rușine, dacă e disgrațios, dacă e respingător pentru o femeie. Pentru... Și nu era vorba de frizură, ci de fond, infidelitate, neîmplinirea misiunii de mamă. Asta o, oh, erau problemele care atrăgeau rușine, rușine, nu freza. Nu. Și atunci Pavel a spus, surorilor dragi, acelea dintre noi, care refuză să recunoască autoritatea spirituală a bărbaților lor, neîmplinind cerința și în simbol, se găsesc pe acest drum. Neascultarea este de aceeași natură. Și atunci mai bine să se învelească, pentru că rămâne cealaltă posibilitate, să fie tunsă sau rasă. Înțelegeți logica argumentului Paulin? Uh, mergând mai în detaliu, uh, foarte repede trec peste câteva alte argumente. Uh, argumentul numărul 2 este din versetul 7. Uh, versetul 7, Apostolul Pavel spune, bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Deci vorbim aici de semnificația creierii bărbatului și a creierii femeii. Uh, argumentul 3, versetul 8, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Deci vorbim de prioritatea din ordinea creației. Argumentul numărul 4 ține de scop, versetul 9. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Relația de scop dintre bărbat și femeie. În versetul 10 regăsim încă un argument. Asupra acestuia zăbovim un pic mai mult. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Dificultatea pe care o ridică versetul acesta este că textul nu are în el uh, cuvântul semn, așa cum îl citim. Trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii. În textul original nu este cuvântul semn. Textul original ar fi cam ca așa. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă autoritate pe capul ei. Autoritate. Și acum, unii au interpretat că, de fapt, această autoritate este bărbatul. Și, din cauza aceasta, nu mai trebuie să aibă capul acoperit, ci. Cum să-l citim? Femeia să se mărite? Așa? porunca la căsătorie? Nu dă bine. Nu e în armonie cu întregul context. Sensul care reiese din contextul întregului pasaj este că învelitoarea este semnul acestei autorități. Living Bible, o traducere englezească, n-am tradus-o eu. Living Bible este o traducere explicativă. Citez, acum e traducere după traducere. Așadar, o femeie trebuie să poarte o învelitoare pe cap ca semn că este sub autoritatea bărbatului. Așa este explicat acest text biblic. La ce să se refere cuvântul îngeri? Din pricina îngerilor. Cum să înțelegem acest detaliu? Ce legătură, ce treabă au îngerii aici? Unii au zis, e vorba de îngeri răi. Astea ar fi cele două mari interpretări. Îngeri răi și îngeri buni. Cei care interpretează cu gândul la îngerii răi se gândește și la Geneza 6, cum au fost poftite fetele oamenilor. Ei, sunt tot felul de uh, detalii aici, dar poate că o interpretare care a meritat să fie subținută în atenția noastră, cel puțin așa ca să o cunoaștem, uh, aparține unui învățător respectat, respectabil, nu o să-i spun acum aici în numele, dar uh, e un om respectat, care spune așa, e vorba de război spiritual la mijloc. Și în economia acestui război spiritual, femeia este chemată să acopere soțul ei. El e în față poartă războiul, iar ea trebuie să stea în spate acoperindu-și capul. Capul e în față, soțul. Ea stă în spate cu scopul de a-l acoperi. Adică, ea trebuie să aibă autoritate pe cap, peste cap. E chemată să aibă autoritate să vegheze, să se roage, să învețe, să îl certe dacă trebuie să îl îndemne pe el capul care în față. Să vegheze ca el să rămână credincios. Hm. Mi s-a părut uh, interesantă interpretarea, mai ales că mai lipsezi două vorbe și o faci pe doamna capul de familie. Nu? Da. Uh, cam acolo duce. Uh. Nu, cred că este de luat în atenție această interpretare, o abordare critică a ei, dacă doriți, celor care sunteți mai curioși, vă pot trimite un articol care e pregătit pentru tipar. Da? Și pe acela-l citiți cu atenție și o să aflați și numele teologului cu pricina. Din pricina îngerilor, îngerii buni, despre este vorba. După cum găsim în scriptură, ei sunt păzitorii ordinii lăsate de Dumnezeu în creație. Ei sunt prezenți în viețile noastre, prezenți în adunările noastre și din cauza acestor îngeri al lui Dumnezeu care sunt prezenți împreună cu noi la adunare, la închinare, trebuie să ținem cont și de acest detaliu. Asta spune Pavel, foarte simplu. Adunările bisericii lui Dumnezeu nu sunt adunări omenești, sunt adunări spirituale, duhovnicești, care pun împreună oameni și îngerii. Că în biserică și îngerii doresc să privească dacă îi să abordăm această temă în profunzime, să observați că îngerii păzitori, că așa spune Dumnezeu, a făcut ca îngerii lui să fie duhuri slujitoare, trimise să împlinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Primez de la Dumnezeu slujba să ne păzească pe drum. E să în mașini și venim la biserică și ne păzesc pe drum. Și după ce intrăm noi înăuntru, ce o face? Stau în parcare ca șoferi de taxi? Adică adunările creștinilor pun împreună nu doar inimile celor răscumpărați, ci și acest anturaj spiritual Îngerii lui Dumnezeu. Și acum spune Pavel, văzând și această dimensiune a vieții, țineți cont să respectați rânduielile lui Dumnezeu. Eu așa interpretez. Mai avem apoi un argument de ce trebuie să poarte femeia capul acoperit la închinare, este așa numitul argument al bunului simț. Zice Pavel, versetul uh, 14. Nu vă învață chiar și firia că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este podoabă să poarte părul? Nu vă învață chiar și firia? Pentru că părul. Pe când pentru o femeie este podoabă uh, să poarte părul lung. Și versetul 13. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Deci acestea au fost argumente care se desprindeau dintr-o înțelegere generală a credincioșilor. Și asta mai cu seamă o vedem în versetul 16. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Nu trebuie să interpretăm că bisericile lui Dumnezeu n-au obiceiul să facă certuri de vorbe. Nu despre asta e vorba. Ci în încununarea acestui mesaj, cele 16 versete, Apostolul Pavel spune așa. Poate că cineva va zice, dar nu e așa. După părerea noastră, altfel ar trebui pusă problema. Hai să argumentăm mai departe. Hai să căutăm mai departe adevărul, că nu suntem mulțumiți de ce ne-ai spus. Pavel spune, dacă cineva vrea ceartă pe subiect, nu găsește în doi parteneri. Bisericile lui Dumnezeu n-au un alt fel de obicei decât acesta. Adică degeaba căutăm alte înțelesuri că nu dăm de altul. Era practica generală din bisericile creștine. Și acum, haidem să mergem la partea a treia a cuvântului, câteva interpretări creșite ale acestui pasaj biblic. Prima interpretare. Pavel are aici în vedere purtarea de văl doar de către femeile căsătorite. Probabil că ați auzit această interpretare. Nu e nouă, în secolul 2, II, secolul 3 deja apăruse. Tertulian, unul dintre scriitorii bisericești, se referă la această interpretare că era prezentă în timpurile lui. Nu, nimeni nu se îndoia de faptul că o femeie măritată trebuie să poarte capul acoperit, dar se punea problema la fetele nemăritate. Și de aici această intenție, această înțelegere, că cele necăsătorite nu trebuie să poarte capul acoperit. Tertulian arată că, în textul Apostolului Pavel, cuvântul lui Dumnezeu nu are în vedere o anumită categorie din genul feminin, respectiv femeile măritate, ci are în vedere întregul gen feminin. Asta este argumentația lui Tertulian. Și acum, întrebare: se aplică oare acest text doar la cele căsătorite sau și la cele necăsătorite? Dacă s-ar aplica doar la surorile căsătorite, înseamnă că. Acoperirea capului este un fel de simbol al căsătoriei. Un fel de verighetă. Deci, dacă cineva chiar vrea să-și întărească legământul de căsătorie, și da, că vedem că vor cu verighetă să-l întărească, dar puneți batic. Da, da, M-ați înțeles ironia. Ei, revin. Căsătoria nu este menționată în acest pasaj biblic. Nu are legătură cu viața de căsătorie. Pasajul pe de altă parte scoate în evidență deosebirile dintre bărbați și femei în cadrul rânduielei divine și principiile puse în acest text arată că bărbații în general sunt capul femeilor în general. Nu e vorba de căsătorie pe fond. Da? Să ne uităm la versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul ei. Întrebare. Orice bărbat însurat sau orice bărbat în general? Cum citiți textul? Nimeni nu s-a gândit să spune că aici e vorba doar de bărbații căsătoriți și feciorii nu s-au avut în vedere. Apoi continuă versetul 5. Din potrivă orice femeie. Păi dacă în prima categorie îi cuprindem și pe bărbații căsătoriți și pe cei de căsătoriți, de ce în a doua categorie să cuprindem doar pe femeile măritate și pe cele necăsătorite? Nu. Nu e logic. Se invocă textul din 1 Corinteni 7, 25. Cât despre fetele fecioare, n-am nicio poruncă din partea Domnului. Îi lua din contextul acela și pus în acesta. Păi în 1 Corinteni 7 este alt context. Acolo Frații au pus lui Pavel o întrebare. În ce privește relațiile dintre soți? Frate Pavel, cum să gestionăm problema relațiilor conjugale în relație cu spiritualitatea, cu rugăciunea, cu postul? Ce să facem cu problema divorțului? Dacă nu ne mai înțelegem, avem voie să divorțăm sau nu? Uite, avem familii mixte. Unui creștin, altui păgân, dacă stau aceștia împreună, nu-l afectează pe cel creștin. Și pe tema aceasta s-a dat învățătură. Și în închiere zice Pavel, cu privire la fetele fecioare, n-am nicio poruncă. Păi ce se le spune? Să se desparte de bărbații care, cu care nu-s măritate? Să postească? Să n-aibă relații conjugale cu soții, ea n-ai măritată fiind în timp ce postește? Ele sunt în afara subiectului. Asta vrea să spună Pavel. Fetele fecioare nu se încadrează în această temă. Da. Apoi să acest text... Și să-l pui în celălalt context, doar pentru că așa scade bine să-l auzi, mi se pare că este o uh, intenție uh, rea, o intenție greșită. Cine este femeia atunci din aceste versete? Căsătorită sau necăsătorită? Răspunsul este orice femeie. Căsătorită sau necăsătorită? Prin orice femeie, înțelegem orice femeie adultă, căsătorită sau necăsătorită, botezată, deci aplicând acum la biserica noastră, care participă activ la rugăciune, la închinarea bisericii, nu includem aici copilele, fetele mici. Trebuie să fim legaliști. Copilele micuțe nu le includem aici. Robotim copilele de bietele de ele să nici nu poată umbla. Sigur, în spiritul educației creștine, în cumințenie, Vom avea în vedere și la școala duminicală, și lucrul acesta eu îl apreciez foarte mult, la învățătorii noștri de școală duminicală, când vin să slujească în fața bisericii, nu-i deloc rău să fie pusă o băsmăluță pe cap. Ele cresc învățând că așa se slujește lui Dumnezeu. Dar asta mai degrabă este o pedagogie decât o poruncă. O formă de educație creștinească decât o cerință care le-ar despărți pe aceste copiile de rânduiala lui Dumnezeu. Deci, detaliul acesta este bine de uh, priceput. O a doua interpretare greșită. Uh, învelitoarea nu este ceva uh, artificial, ci este însuși părul capului. Foarte populară este această interpretare. unul uh, corinteni, pasajul nostru, versetul 14 la 15, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru uh, femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Și atunci cu textul acesta în minte, părul i-a fost dat ca învelitoare a capului, s-a terminat. Interpretarea este așa. Femeii creștine se ceaire să poarte păr lung. Adică să nu se tunde scurt sau chel. Părul ei este învelitoarea despre care vorbește Dumnezeu. Și cu asta s-a închis discuția. Întrebarea mea este, oare e adevărat? E interpretare corectă? Părul i-a fost dat ca învelitoare a capului? Haideți să supunem atenției această interpretare cu câteva observații. 1. Dacă părul este învelitoarea, și femeia are responsabilitatea să se învelească, da, părul este învelitoare, femeii se cere să se învelească, asta înseamnă că în mod natural nicio femeie n-ar trebui să aibă păr. Ea și îl pune, dacă e responsabilă să se învelească. Nu de bine la înțeles. Apoi, dacă părul este învelitoarea, cerința lui Pavel ca femeia să se învelească la închinare este absolut irațională. De vreme ce fiecare femeie are păr. Va zice cineva, dar nu are păr lung. Trebuie să și lase să crească. Să fie cum spuneți. Următoare observație. Dacă așa stau lucrurile, dacă părul este învelitoare, atunci de ce Pavel cere femeilor să se învelească când se roagă și prorocește? Adică trebuie să aibă păr lung numai când se roagă și prorocește? că textul biblic nu trebuie citit femeia care se roagă și prorocește, adică femeia creștină, acel participiu nu e în poziție atributivă acolo, ci în poziție predicativă și s-ar citi așa, femeia când se roagă sau în timp ce se roagă. Și asta și pentru cei care spun că tot timpul putem să aibă capul acoperit. E, ai tu noroc Ioane că nu predică femeile, ți-ar îngheța urechile iarna. Și tot ăsta este roșnie încetat, cu capul descoperit încetat. Deci să fim consecvenți și cu bună judecată și cumpăt. Nu să sărim în extreme legaliste, să o că suntem noi mai duhovnici decât Biblia. Să rămânem la cele scrise, nici mai larg, dar nici mai îngust. Cum e scris? Ei, revenind aici, care femeie este fără păr? Și apoi mai e o chestiune, din însăși cuvintele grecești, grecescul peribalaiu, să se acopere, deci te trimite te, 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 te la ideea de văl, de acoperământ, de un obiect artificial, ceva făcut și pus pe cap. Nu păr. Păr lung grecesc este comei. Era pe la țară o vorbă mai veche. Când avea un băiat păr mare, zicea, ai comă. Vă duceți să aminte. De la rădăcină este grecesc cu comei. Păr lung. Da. Da. Deci, Termenii, cuvintele, așa cum se văd. Pe noi ce ne încurc aici este că învelitoare și a înveli sună cam la fel. Și aici ne încurcăm în asemănarea cuvintelor. Pe de altă parte, dacă părul capului este învelitoarea necesară pe capul femeii în cadrul închinării publice, atunci această concluzie ar distruge întreaga construcție din text. Ar fi mult mai ușor să spună, lăsați părul lung și gata. Ce tot atâta discuție că e rușine să se tunde, să fie rasă. Păți-ți vă numai la aceasta. În versetul 4 spune așa. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își ne cinstește capul. Acoperit cu ce? Cu păr? Păi dacă păr la femeie este învelitoare și la bărbat ar trebui să fie tăpăr. În logica acestei interpretări. Și atunci, bărbatul care se roagă cu păr pe cap își ne cinstește capul. Pe Hristos. Mi se pare straniu. E, na, na, cu păr lung. Da? Și de aici a fost numai un pas la interpretarea aia clasică. tunș chel. Dar nu numai bărbații tunș chel, ci și femeile. Și în viziunea acestei interpretări, ca să ții textul în armonie, ar fi cam așa. Și bărbatul și femeile tunș chel și pe cap perucă. Bărbații perucă cu păr mai scurt, femeile cu păr mai lung. Și la biserică, la rugăciune și prolocie, toți cu perucă și în liber, poți și fără. Acolo te duce trăznaia asta de interpretare că este părul capului învelitoare femeii. Mi se pare logic. Da? Sigur, mai sunt și alte rațiuni în acest text, dar nu mai zăbovim asupra lor. Un părinte bisericesc, foarte, cu multă autoritate în biserică, uite, acum ai chiar 12 fix. Am pentru dumneavoastră o veste bună. O să închem înainte de 12 jumate. <laughs> mă mai îngăduiți vreo 15 minute că nu fi... odată la 10 ani vorbim pe subiectul ăsta harul acesta îl veți mai avea peste 10 ani <laughs> no. No. nu harul de a termina la 12 jumate no. ok uh, Ioan Gură de Aur insistă asupra acestui text biblic uh, observând că în vremea lui a apărut această idee. părul lung este acoperirea capului Apostol, uh, acest părinte bisericesc, Ioan Gură de Aur, a zis așa, dar tu zici, dacă părul este dat spre acoperământ, pentru ce atunci trebuie să mai adauge și altă învelitoare? La care acest părinte bisericesc, care a înțeles corect testul biblic, a zis, în părul lung i-a fost dat de la Dumnezeu prin creație ca să-i aducă aminte că trebuie să acopere. Nu i-a fost dat în locul învelitorii, ci a fost dat ca să ceară învelitoare. Așa a interpretat acest pasaj biblic. O a treia interpretare greșită. Pasajul nostru, 1 Corinteni 11, 1, 16, nu are relevanță pentru noi, ci este o problemă specific culturală a Corintului, a Bisericii din Corint. Se susține că aici sunt niște chestiuni specifice, locale, particulare, care sunt tratate într-o epistolă și lămurite acolo. Ca dovadă că așa stau lucrurile, se invocă tot felul de obiceiuri care s-ar presupune că au fost uh, curente în vremea lui Pavel, în uh, Corint. Autorii se citează unul după altul. Spre exemplu, este invocată această explicație cu preotesele vestale care se tundeau chel. I-am citit comentarii scrise de la nume sonore, comentarii la unul corinten și acolo se făcea trimitere. Și trebuie să văd care pe care îl citează. Și se citează unul pe altul într-o prostie, scuzați-mă. Că istoric nu se confirmă obiceiul, existența acestui obicei. Cineva a zis-o, altul a zis-o, după ăla și tot așa, până în zilele noastre. Nu, nu se confirmă științific această ipoteză. Din potrivă. Principiul acoperirii capului la femeia creștită era larg răspândit în comunitățile creștine din secolele, primele secole ale creștinătății. Afirmația aceasta o fundamentăm pe câteva argumente. Primul rând, sunt însă și argumentele lui Pavel din pasajul nostru. Multe și diverse și mari. Unii au zis, trage cu tunul după muște. Nu, nu, pe fond este însă structura societății omenești. Dacă se destramă relația dintre soț și soție în ce privește principiul autorității, nimic nu mai stă în picioare în societate. Uitați-vă unde se duce. Uitați-vă unde a ajuns societatea noastră odată cu mișcarea feministă. Cum au proliferat divorțurile, avorturile, acum mai departe homosexualitatea, distrusă relația dintre părinți și copii, praful s-a alege de lume. Și au plecat de aici, de la nod. Acolo este miezul. Să nu spună cineva se trage cu tunul după, acum nici să nu interpretați, da? vorba tot a lui Ioan Gură de Aur, că dacă punem năframă pe cap, am rezolvat problema lumii. Ioan Gură de Aur a zis să nu interpretezi legalist, că tu poți să vii la biserică cu capul acoperit și să râzi de bărbatul tău și să ieși din cuvânt și să-l bagiocorești și să trăiești. Numai rușine să aduci casei tale, zicea el păzirea poruncii lui Dumnezeu e să fii femeie cuvincioasă, e să te temi de Dumnezeu, să aduci rugăciuni, să trăiești cu frică de Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu și de rânduială lăsată de El în dreptul tău, în casa ta, în familia ta, în relația cu bărbatul pe care ți l-a dat Dumnezeu și apoi ca o reprezentare, ca un mesaj pentru cei din jur, că așa ești și trăiești, la închinare ai capul acoperit. Asta a fost înțelesul lui Ioan de Aur și sănătos. Ei, revenim. Iosif Flavius, pe exemplu, trăiește în secolul I. El în antichități iudaice vorbește despre obiceiul larg răspândit la evrei, conform căruia femeile aveau întotdeauna capul acoperit. Bărbații descoperit, uneori aveau și acoperit, iar copiii sunt întotdeauna cu capul descoperit. Mona Hooker, o englezoaică, liberală în învățătura ei, vorbește despre obiceiul evreiesc. Fata, zicea ea, purta capul descoperit până se căsătorea, ca simbol al libertății de care se bucura. Iar după ce se căsătorea, purta un văl ca semn că este sub autoritatea bărbatului. Un cu numele Ioachim a fost contemporan cu noi. Vorbea de obiceiul acesta și la evrei, dar și la greci și la romani. Avem pe Plutar, care în secolul I, spre sfârșitul secolului, vorbește de obiceiul roman, citez, se obișnuiește ca femeile să-și facă apariția în public cu capul acoperit, iar bărbații cu capul mai mult descoperit. Kozelman insistă, spunând că pentru o evrei era rușine să iasă cu capul descoperit și era motiv de adulter. Deci, toate acestea arată că obiceiul acesta era larg răspândit în cultura, în cultura omenească de atunci, a celor vremuri. Nu ceva specific Corintului. Asta am vrut să demonstrez. Da? Nu specific Corintului, ci un obicei larg răspândit. Iar în ce privește reacția bisericii la acest obicei, uh, tradiția timpurie confirmă că femeile creștine în timpul închidării publice au respectat această rânduială. Am făcut uh, un studiu elaborat, nu e vreme să intrăm în detalii, cum a fost interpretat în primele 5 secole, 450 de ani până la 450 de ani după Domnul Isus, acest text biblic. Am găsit mărturii la Ireneu, Clement Alexandrinu, Tertulian, Origen, Vasile cel Mare, Ioan Gurdeaur, oameni care au trăit în tot spațiul acela mediteranean, în nordul Africii și în partea cu Roma și în partea cu Asia și în Siria și în Palestina și toți vorbesc în același gând. În bisericile creștine era această practică a acoperirii capului la femeile creștine. Nu a fost o chestie doar din Corint. Cine zice că a fost numai din Corint, să se oprească, să nu mai spună prostia asta. Da? Dacă cineva dorește, trimite un studiu elaborat, cu mie de note de subsol, am asta e așa, o vorbă generică, sunt mie, nu chiar o mie. Am totuși o observație, stimați credincioși, care pentru mine face sens. Preocupându-mă subiectul acesta, nu atât de mult ieri al altării, ci în urmă cu vreo 12-13 ani. Și din când în când, lecturând și lecturând, am băgat de seamă ceva. Vă rog să fiți foarte atenți. Până în 1950, ce s-a scris pe subiectul acesta până în 1950, în proporție de 90% se interpretează într-un mod conservator. Așa cum înțelegem și propovăduim în Biserica Emanuel. 90% din comentarii și din scrieri. După 1950 se întâmplă ceva. Progresiv, numărul celor care interpretează conservator scade, ajungându-se ca în ultimii 15 ani peste 90% din studii se interpreteze altfel decât conservator. Și încă observație. Peste 80% din studiile pe subiect au autor femei. Trageți concluzia singură. Oare nu cumva presiunea societății, a secularismului, sub influența mișcării feministe și a tot ce înseamnă secularismul, influențează și modul în care este interpretat textul? Eu cred că aici este explicația. Și la asta ar trebui să ne gândim bine. Mai există o interpretare. Am auzit-o des. Frate, multe biserici creștine din alte țări, de pe alte meleaguri, din Occident, nepentecostale sau pentecostale, nu cred că femeia trebuie să aibă capul acoperit. Oare Dumnezeu nu lucrează și acolo? Nu va mântui oameni și acolo? Dar ce ține mântuirea în batic? Păi n-ați văzut și la noi la stăruință o botezat Dumnezeu fete fără batic? Și atunci care e concluzia? Concluzia este să rupem 1 Corinteni 16 din, 11 din Biblie. Asta? Pe frații mei, învățătură în biserică se dă pe Biblie, nu pe ce vedem la unii și la alții, ci pe Scriptură. Că vom da înaintea lui Dumnezeu seamă de cum am propovăduit adevărul și de cum l-am ținut, nu după cum ne-am luat unii după alții, în bune sau în rele. Asta e una. A doua dacă în îndurarea lui Dumnezeu binevoiește la o seară de rugăciune să facă excepție botezând cu Duhul Sfânt pe o tânără, pe o fată, o soră, o arimatic. Cine sunt eu să judec asta? Dar asta nu confirmă că textul din Biblie trebuie șters. Și asta arată că Dumnezeu a dat hara acelei ființe și de acum această ființă umplută de Duhul Sfânt să treacă, să facă bine să treacă în ascultare de Dumnezeu că pe Corneliu, când a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt înainte de botez în apă, Corneliu nu a zis, botez în apă, nu ne trebuie. El ne-a primit Dumnezeu fără el, înseamnă că nu e nevoie de el. N-a gândit așa. Nu. din altă perspectivă, mulți dintre dumneavoastră ați călătorit în lume și ați observat că bisericile creștine sunt diferite. Eu am călătorit în multe părți ale acestei lumii și am rămas mirat interacționând cu unii și cu alții, se constată că în locurile acelea creștinii mai de mult țineau cu rigoare aceste învățători. Familiile de oameni în vârstă din Australia au trecut și pe la noi, ziceau, la tinerețea noastră, în bisericile noastre, femeile aveau năframă, acum nu mai avem. În Statele Unite se poate constata același lucru. Acolo sunt multe biserici în care este respectat acest cuvânt. În Europa la fel. Uitați-vă dumneavoastră, de curiozitate, căutați biserici pentecostale din America Latină. Și o să vedeți că acolo se poartă cap copilit. Căutați biserici pentecostale italiene. Au venit la noi fratele Giuseppe. Cunoașteți pe Giuseppe. Poți să pui, te rog. Am mers așa, vreau -am să aminte. -am de biserici italiene, fără voce, voce la mine acum, da. Niște imagini de la un conci, de la o biserică italiană. dați vă cum, cum, sunt surorile italiene, deci occident, da? nu bătuți în cap ca orientalii. Da? pune Da, nu merge. Da. Eu îl pun pe grupul biserici. <laughs> da. că să-l deschizi, te de rog. Na? În timp ce eu vorbesc. Să vedeți uh, cum arată acolo o biserică. Pe celălalt o mers. Da. Uh, Giuseppe a venit la noi și mi-a zis așa. Uh, zice, da, la voi la biserică, ce e cu uh, Cordeluța? Ce nu înțeleg. Deci zic scrie la Biblie, Capul acoperit o de aia. Și a început așa să zâmbească un pic uh, uh, ironic, Italiano, o știu să ne certe. Păi zice, noi altfel înțelegem prin capul acoperit. Altfel înțelegem. Uh. Mai există o interpretare și apoi mergem la concluzie. Femeia trebuie să aibă tot timpul capul acoperit. Frații mei, această interpretare se regăsește, prin, mai ales în părțile noastre, de bună seamă dacă cineva dorește să trăiască așa, are tot respectul și toată considerația noastră. Dacă cineva dorește să trăiască așa, repet, are tot respectul. Dar să nu facem din această înclinițare personală o propovăduire, o convingere. Cuvântul lui Dumnezeu spune că femeia când se roagă sau când prorocește să aibă capul acoperit. Nu tot timpul, ci când este prinsă în această acțiune duhovnicească. Și acum, mergând spre încheiere, câteva concluzii. Dacă între timp rezolvați problema tehnică, pe mine o să mă faceți fericit. Da. În primul rând, Femeia creștină, indiferent de starea civilă, este datoare să fie cu capul acoperit în cadrul rugăciunii și a manifestării darurilor Duhului, indiferent de locul în care are loc întâlnirea de rugăciune. Că e grup de rugăciune sau că este la biserică, ne rugăm lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că în viacul de la început, bisericile se adunau în case. Apoi, considerăm că principiul supunerii față de al femeii, față de bărbat, precum și simbolul care însoțește acest principiu, sunt ambele normative, ca și în cazul cinei domnului sau cum a fost în vechime în cazul tăierii în De asemenea, considerăm că acest pasaj nu impune ca femeia să aibă capul acoperit tot timpul, și numai când se roagă sau prorocește avem obiceiul, știu, surorele noastre care vin la adunare, pe stradă sau cum vin, cu capul descoperit, se duc în spațiile pe care le avem și așează în frama, fac un lucru bun. Domnul să le binecuvânteze. i am pus o glinză acolo. Cineva zice, pune și în hol. Bine. <laughs> no. Pe de altă parte, acum merge specialistul. <laughs> Ca târziu. <laughs> Pe de altă parte, prețuim și pe acele surori care aleg ca de acasă să se pregătească așa. Și așa e bine. Important e când suntem aici să se vadă această ascultare față de Dumnezeu. În ce privește pe bărbați, indiferent de starea lor civilă, se vor ruga și vor proroci cu capul descoperit. Amin cum v-ați simțit dumneavoastră, că eu acum la predică să fii fi predicat cu o șapcă de aia cu cosoroc și întors așa și invers. Cum v-ați fi simțit? Da. Păi așa cum mă simt eu când vă văd pe dumneavoastră la adunare cu capul descoperit. Și v-am botezat în apă pe unele. Ce să vă mai spun? Da. Aș mai avea multe să vă spun, dar o să vi le spun între patru ochi. Da. Uite, Lăsați să meargă imaginea să observați o biserică pentecostală italiană. Da. Câteva concluzii pentru biserica, pentru biserica noastră. Mărturisim cu toată inima credința că femeia trebuie să se acopere la adunare. Problema este că în trăirea practică mai avem câteva lucruri de corectat. Stimate surori, stimați frați. Vă rog foarte frumos să luați notă. Și acest cuvânt împărtășit în dragoste și într-un echilibru duhnicesc pe care îl dă înțelepciunea care vine de la Duhul Sfânt, să rodească în inimile noastre. Ce mi se pare mie de sesizat în adunarea, vorbim acum de comunitatea noastră. Da? principiile, acum la viața de la firul ierbii. Ce am băgat de seamă în comunitatea noastră este că nu fetele greșesc. Nu fetele. Cum ar fi, uite aici, fete 17, 18 ani. Cu minți. Vin la adunare. Au părinți care le învață. Dar ce bag eu seamă este că femeile tinere măritate nu știu, au o criză, le se pare că nu mai sunt frumoase. Rezolvați-vă criza de personalitate altfel decât stricând cuvântul lui Dumnezeu. Când veniți la adunare, cinstiți-l pe Dumnezeu. Nu zice nimeni dacă nu umblați pe stradă, să vă duceți la nu știu ce eveniment sau la o plimbare sau într-un concediu, dar la biserică, la rugăciune, la închinare, să respectăm ce-i scris. Femei tinere, o să vă crească fetele, ascultați-mă bine, și apoi ce ați cu voi? Dar să vedeți ce o să vă facă ele. Respectați aceste cuvinte. Țineți-le în seamă. Ele sunt spuse în dragoste din partea unui frate care și-a asumat astăzi riscul să fie nepopular. Dar n-am nevoie de popularitatea unor oameni firești. Eu mi-am dat seama cum e. Cine vrea popularitate pe cale firească, în scurt timp își va câștiga disprețul din partea celor firești, și din partea celor duhovnicești o durere interioară așa și o apăsare și o mâhnire, exact cum a fost încântarea voastră. Vă aduceți aminte ce ați cântat voi înainte să începe o predica? Vă aduceți aminte de versul acela că cel drept în adunare începe să se simte incomod? Adică în adunarea Domnului cel drept și doritor să slujească Domnului să se simte incomod. Din cauza presiunii celor care creează o majoritate firească. Să nu fie așa în biserica noastră. Să nu fie așa. Dumnezeu să ne păzească de asta. Partea aceasta cu cordeluța interpretată ca acoperirea capului, vă rog foarte frumos, e un compromis, vorba lui Giuseppe, de prost gust între a avea capul acoperit sau nu-l avea. Aia e cordeluță o mai pui la bucătărie, când sape în grătină sau spela haine, dar la biserică trebuie să fie capul acoperit. Ați văzut la surorile italiene? David, țineți te de treabă până la capăt. <laughs> da. da. De ce nu poate fi așa? Un vâl, un șal. Uite, sunt surori, am văzut aici la noi la adunare, am uh, intrat în adunare și a pus șal. vizitat în biserica baptistă, surori. Și pe la dumneavoastră, mai în urmă cu câțiva ani, mai făceați așa. Nu știu ce s-a întâmplat între timp. nu? Ia să zic pe nume. <laughs> așa. Vă să revenim la uh, miezul spiritualității noastre. Care este frica de Dumnezeu, care apoi trebuie tradus și în această reprezentare simbolică. Și aș mai avea o rugăminte pentru toate acele surori care sunteți maturi în Domnul și formați o majoritate, mare, largă majoritate în această biserică. Învățați pe celelalte și faceți-o în dragoste. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Vă mulțumesc că ați rămas până la ora aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu știu cine a pus ceasul acela în dormă cu câteva minute, reglați-l, și caut în această dimineață să ne oprim aici. Aș vrea să ne rugăm Domnului, să ne rugăm lui Dumnezeu să reașezăm în inimile noastre cuvântul și să facem ce este înțelept. Amin. Ne ridicăm în picioare.